Recent, la malul mării s-a desfășurat turneul de calificare pentru etapa finală a campionatului național pe echipe la cadeți. Slatina a fost reprezentată de o formație completă de la liceul cu program sportiv. Prestația sportivilor slătineni a fost una remarcabilă. La unele categorii aveam emoții, dar s-au descurcat destul de bine. Chiar unii dintre ei au făcut o surpriză plăcută câștigându-și meciurile. Toți s-au clasat în primii trei, toți au punctat, pentru că așa este, la echipă trebuie să puncteze toți, la toate categoriile de greutate, cele 10 pe care le avem, și au demonstrat prin prestația fiecăruia că au totuși o valoare chiar la vârsta lor. Luptătorii antrenați de cuplul de antrenori Răduțescu Scuturiciu s-au remarcat la toate categoriile de vârstă. S-a remarcat că este la categoria 42 de kilograme, militarul la 46 de kilograme, Mirica la 50 de kilograme, Giura la 58 de kilograme, Babi Euseb la 63 de kilograme, Babi Răzvan la 85 de kilograme, Negru Robert la 74 de kilograme. Turneul final al acestei competiții va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie la Suceava. Aici se vor întâlni cele mai bune echipe de luptători din țară la categoria cadeți.